Puțin înainte de miezul nopții și după o călătorie infernală de 48 de ore, 13 fotbaliști sud-americani de la Shakhtar și Dinamo Kiev, împreună cu familiile și un angajat al Federației Ucrainene de Fotbal, au intrat în România prin vama Albița. Președintele FRF, Răzvan Burleanu, i-a întâmpinat. Inițial a existat un alt scenariu pe care ar fi trebuit să-l urmăm, și anume cu un avion militar. Acest scenariu, în schimb, nu s-a mai putut duce la bun sfârșit. Conexiunea telefonie mobilă a picat pe teritoriul Ucrainei de câteva ore, pentru după cum știți, ei au plecat din Ucraina cu un tren, au ajuns la Cernăuți. Moment de moment mi-era teamă că nu o să mai putem să ajungem astăzi aici. Liderul grupului a fost Junior Moraes, fotbalistul Shakhtar. Sunt în șoc. În ultimele trei zile a fost tensiune mare. Armata Rusiei a fost foarte aproape de noi. Cele 42 de persoane au fost preluate de autocarul echipei naționale și au continuat drumul spre București, unde au fost cazați la Mogoșoaia. În această dimineață, înainte să plece spre aeroport, fotbaliștii au fost vizitați de Mircea Lucescu. A fost foarte greu să găsim o soluție să plecăm de acolo. Fără ajutor de la președintele UEFA, Moldova și FRF, nu am fi aici. Ne-au salvat viețile. Eram 70 de persoane într-o cameră ca un bunker. Zilnic auzeam că armata rusă e mai aproape de noi. Noaptea încercam să dormim, dar se auzeau explozii, bombe, nu aveam soluții pentru evacuare. A fost groaznic, eram familii cu copii nou-născuți, a fost panică. Moraes, care este și cetățean ucrainean din 2019, a fost pus la zid de presa de la Kiev pentru că a părăsit țara. La plecarea spre São Paulo, brazilianul care a jucat la Gloria Bistrița în 2012 a avut un mesaj pentru români. Dor de România, dor de tot, dor de joacă fotbal aici, în România. Rămâne în inima mea.